Tineri din Italia au venit să facă muncă de voluntariat la Petroșani. Ei urmează o școală de maestri în Belluno și în aceste zile lucrează la amenajarea unui zid în centrul municipiului. Ei sunt membri ai asociației care are în acest oraș al Văii Jiului Casa Policino și așa au ajuns să lucreze pentru români. 6 tineri italieni repară acum fațada de pe strada Constructorul, ei fiind într-un stadiu de formare profesională și nu e pentru prima dată când se întâmplă astfel de evenimente bilaterale. Este o altă acțiune de voluntariat și formare profesională organizată de Casa Policino Petroșani. Este un grup de 6 elevi de la Școala Profesională de Construcție Edile din Italia, din Belluno, care au venit pentru un stagiu de formare profesională și de a cunoaște țara noastră, orașul nostru, de a cunoaște Casa Policino în mod special și au venit să desfășoare o activitate profesională, adică ceea ce ei știu să facă, ceea ce ei învață să facă în școală. Este pentru acest an a doua acțiune mare organizată cu tineri din Italia, pentru că prima a avut loc în vară cu voluntarii și de la Liceul Catuloi. Printre ei se numără și 2 tineri frați din Petroșani. Cei 2 locuiesc în cartierul Bosnia și de 3 ani urmează cursurile în Italia, alți 4 vin voluntar de la un liceu din Petroșani. Grupului sosit din Italia, tinerilor din Italia, li s-au alăturat și 4 elevi de la Liceul Dimitrie Leonida, care dau o mână de ajutor în acțiunea pe care o derulează ei, o desfășoară ei. Și, de asemenea, există 2 tineri, ei sunt și frații Carașca, Daniel și Marius, care studiază în Italia de 2 ani de zile. Acum trec în anul 3 de studiu la școala de meserii. Cei 2 copii sunt entuziasmați să lucreze în Italia și recunosc amândoi că asta a fost șansa vieții lor. Aici am terminat 8 clase, am început liceul și după aceea au căutat 2 băieți și am stat o lună la industrial, după aceea am plecat dincolo, după o lună. Și aici ce lucrezi? Acum aici facem practică în construcții, normal, în profil ce avem și cam atât. Înainte de a pleca, știam aproape totul că am lucrat aici în șantiere și n-am prea învățat mult. Am învățat să fac totul precis. Alături de voluntari a ajuns și primarul Tiberiu Iacobriții, cel care a fost încântat de ideea tinerilor de a da o mână de ajutor. Asta pentru că ei pot deveni oricând un exemplu pentru cei de la noi. Au dorit să vină la Petroșani și să dea un exemplu în acest sens. Lucrează împreună, avem și noi 2 copii din Petroșani care se pregătesc la această școală de meserii și pe viitor vom continua această zonă de schimb între copiii noștri și cei din Italia. De săptămâna viitoare vom avea alți 12 elevi din Italia care vor fi prezenți la Petroșani. Nici beneficiarii lucrării nu sunt mai prejos și oamenii care locuiesc în această parte a orașului chiar s-au arătat încântați de faptul că blocul lor va ajunge mai frumos cu ajutorul unor copii. Nu ne așteptam să fie copii, ne așteptam ca din partea primăriei să fie alte persoane mai specializate. Dar cred că, în general, o să fie o lucrare bine și blocul o să arate sub altă formă. Acțiunile tinerilor italieni vor continua și în zilele următoare. Vor fi implicați și alți tineri de liceu în activități culturale, dar și voluntariat, iar la final vom vedea ce a ieșit din mâna micilor meseriași.